Sau tot m-am terminat de editat un videoclip și am decupat toate părțile plictisitoare și toate părțile în care nu am vorbit. Și după cum vedeți, aici au rămas doar clipuri interesante, doar că este o problemă. Între aceste clipuri este mereu o pauză sau spațiu liber, cum vrei să zici. Și pot foarte simplu să setez spațiu liber și să șterg, dar atunci când am așa de multe clipuri și așa de multe spații libere, o să-mi ia mult timp și vreau să economisesc timpul. Și astăzi o să vă arăt cum să scăpați de toate spațiile libere foarte repede. Și ei bine, pentru asta trebuie să mă duc la file, new, color mate, aici. Și după aceea o să apară asta. Ei bine, aici nu trebuie să umbli la absolut nimic, lași așa cum este și apeși pe OK. Și după aceea aici trebuie să alegi o culoare, dar nu prea contează ce alegi. Și după ce ești mulțumit cu ceea ce ai ales, apeși pe OK. Și după aceea aici trebuie să scriu un nume, dar din nou nu prea contează. După ce ești mulțumit cu nume dat, apeși pe OK. Și după aceea ar trebui să apară aici, dar eu observ că nu apare. Și nu apare pentru că nu este la pagina corectă, trebuie să dau pe această săgeată și după aceea să apăs pe proiect, chiar așa. Și după aceea se vede aici toate videoclipurile care am pus aici și după aceea apare asta care tot mai am făcut-o acum. Și după aceea trag aici. Și o dau pe toată durata videoclipului așa. Și dacă la începutul videoclipului este un spațiu liber, trebuie neapărat să setezi și să ștergi. Și după aceea setezi totul și după aceea pui sus și jos în același loc și după aceea setezi partea de sus. Apoi dai click dreapta pe partea de sus și după aceea dai peripă delete. Și gata. A dispărut toate spațiile libere. Sper că acest tutorial v-a fost folositor și ne mai vedem data viitoare. Pa!